Astăzi vorbim despre rutina mea de îngrijire a părului, pentru că mă tot întrebați de ceva timp, care e rutina ta de îngrijire a părului, ce faci, cum îți îngrijești părul, ce produse folosești. Și vă spun din start că nu e nimic extraordinar în materie de produse, adică acum că mă uit la ele, par destul de multe, dar nu le folosesc niciodată pe toate în același timp și le rotesc și, mă rog, o să vă explic în ce ordine și cum le folosesc. Dar, da, am zis, hai să fac o rutină de îngrijire a părului, deși rutina mea este relativ similară, este relativ constantă și de fiecare dată când v-am vorbit despre rutina mea, dacă vă uitați cu ani în urmă, o să vedeți că vă arăt mas o menos aceleași produse și cam aceleași lucruri și vă spun cam aceleași lucruri, pentru că sunt constantă, fiindcă asta îi place părului meu, să fiu constantă. Și atunci dacă avem această înțelegere de a fi constantă, eu de a fi constantă, el de a se comporta cum trebuie, mă rog să zicem, așa, am zis că e bine să respect pactul ăsta. Să știți că nu i-am făcut nimic astăzi, doar l-am spălat și l-am uscat cu fionul, am dat cu puțin ulei pe care am să vi-l arăt un pic mai încolo și l-am prins într-un coc cât m-am machiat și de-aia stă așa ciudat. Nu știu ce s-a întâmplat aici la vârfurile astea, de ce stă așa, dar da, de regulă nu stă așa fluffy aici, dar de obicei stă bine. Hai să începem prima dată cu tipul meu de păr. Deci, am un scalp gras, foarte gras, secretă tone de sebum, câteodată când îl apucă chiar tone de sebum, îmi mai și transpiră câteodată scalpul, așa din senin, nu știu, îl simt așa că transpiră, ceea ce e foarte ciudat și foarte aiurea. Și trebuie să mă spăl odată la 2 zile cel mult, cel mult. Deci rare ori, zis câte 3 zile când sunt acasă și mi-e lene și nu vreau eu să mă spăl, dar rar de tot rezist 3 zile, de cele mai multe ori rezist acum 2 zile și o să vă zic în ce condiții. Și de cele mai și de regulă când am eu momente bune, mă spăl în fiecare zi ca să fiu sigură că e fresh și drăguț și frumos și îi place chestia asta și se simte bine, nu are nimic, nu se rupe din cauza asta mai rău sau nu știu ce. Am un fir de păr subțire. Cred că m-ați auzit spunând asta în ultimii 2 ani cel puțin de nu știu câte ori, că mă plâng de treaba asta, că am un fir de păr foarte subțire și mă străduiesc din răsputeri să îl fac să fie mai rezistent, să fie mai țeapăn și el și să stea mai bine. Am luat niște suplimente, dacă vă aduceți aminte, prin primăvară, care n-au făcut nada, nimic. În afară de faptul că parcă nu mai cădea așa de mult, nimic, n-au făcut nimic. Asta nu înseamnă că suplimentele alea nu sunt bune, ci înseamnă că nu mi se potrivesc. Probabil am nevoie de altceva și ar trebui întâi de toate să fac niște analize mai complexe, să văd exact pe unde am carențe în materie de ce vitamine și minerale am carențe și după aceea să iau suplimente. Bun. Dar hai să începem cu preșamponare. Ce folosesc? Am un singur produs pe care îl folosesc înainte de șamponare și mi-a făcut în ultima vreme un obicei de a-l folosi înainte de fiecare spălare. Adică fac așa, îmi programez cumva timpul astfel încât să folosesc produsul ăsta înainte de fiecare spălare și este acest tratament expert de la Gerovital cu petroleum. Are loțiune cu petroleum, îi zice, are ulei de ricin în primul rând, că ăsta e motivul pentru care îl folosesc, vitamina A și E. Uleiul de ricin este un ulei foarte bun în regenerare, ajută foarte mult la regenerare, atât a pielii cât și a firului de păr, nu știu de ce, dar părul se înțelege foarte, foarte bine. Dacă aveți niște sprâncenele super pensate, încercați să faceți o cură de ulei de ricin și să dați cu ulei de ricin pe ele mai mult timp și să vedeți că o să crească și o să fie mai groase. La fel, dacă aveți genele foarte subțiri, puteți să dați cu ulei de ricin, nu știu de ce zic urei, ulei de ricin pe ele. Mare atenție să nu vă dați în ochi, să nu vă intre în ochi pentru că ustură, dar dați cu ulei de ricin, este o cură pe care eu o făceam mai de mult când eram în facultate și chiar funcționează. O să vă hrănească genele și o să le facă foarte groase și o să vedeți cât de bine o să arate genele după 2 săptămâni de folosit ulei de ricin. Deci este foarte bună în regenerare și am observat că de la tratamentul ăsta
părul meu se simte mai viguros după fiecare spălare. Nu știu cum să explic, decât că se simte mai bine, se simte mai gros firul de păr, se simte mai îngrijit, nu știu, se simte bine și de-aia încerc pe cât posibil să-l folosesc înainte de fiecare spălare. Îl aplic la scalp, la nivelul scalpului, pentru că uleiul de ricin se aplică pe scalp, nu pe lungime, fiindcă nu lungimea o tratează, ci scalpul, da? Rădăcina firului de păr ne interesează să o trateze. Și atunci îl aplic pe scalp cât mai bine și stau în funcție de cât îl suport, pentru că sunt zile în care nu îl suport foarte mult și sunt zile în care îl suport mai mult. Astăzi, spre exemplu, asta cred că vreo 3 sau 4 ore cu el în păr înainte de a mă spăla, pentru că am făcut diverse pe aici prin casă și cam așa îmi programez lucrurile. Adică dacă am de făcut curățenie prin casă sau gătesc sau fac ceva, îmi pun uleiul în păr și până îmi termin treaba, el stă și acționează. Apoi, șamponul și balsamul standard pe care îl folosesc în momentul de față, care sunt, by the way, pe terminate și pe care probabil am să le recumpăr, sunt niște șampoane cât se poate de banale din comerț, în drugstore, pentru că părul meu se înțelege bine cu ele. Am încercat și șampoane mai scumpe, am încercat și șampoane din alea de firmă, am încercat și Kerastase și n-am văzut o diferență considerabilă încât să justifice cheltuiala pentru mine, cel puțin. Pentru că, după cum cred că v-am zis deja de 100 de milioane de ori, din iulie încoace mi-am decolorat puțin părul, diferența de nuanță, să știți că nu e foarte mare. Practic, ce mi-am decolorat au fost câteva șuvițe și mi-am pus un toner care mi-a adus tot părul cumva cu două nuanțe mai deschis decât era înainte, adică n-am făcut niște experimente din astea extravagante pe el, dar cu toate astea, decolorarea este un proces chimic care agresează părul. Folosesc niște șampoane și niște balsamuri sau șampon și balsam hidratant. Și le am aici, pe astea de la în Garnier Botanic Therapy, ce să vedeți, ulei de ricin și migdală, da? Asta sunt... Atât șamponul cât și balsamul sunt din aceeași gamă și le folosesc pentru spălat și pentru mod normal, adică când mă spăl în mod normal. Sunt hidratant de mare atenție, că dacă aveți un păr din ăla care se îngrașă repede din orice, de la produse, care nu rezistă, s-ar putea să fie grele pentru voi. Pe lângă astea au silicon, dar pentru că eu, dacă nu mi-aș pune silicon în păr, dacă n-aș avea un șampon cu silicon, aș arăta așa, Calesi. Așa că trebuie să folosesc silicon. N-am. În rest, cei de la Garnier am văzut că încearcă să aibă formule din ce în ce mai curate la produse, ceea ce e de bine din punctul meu de vedere. Atâta doar că sunt niște șampoane hidratate. Mare atenție la aspectul ăsta. Pentru că nu vreau totuși să prind nuanța aia de arămiu verzui așa părul meu. Folosesc odată la 2 săptămâni, cam așa, șamponul ăsta Move de la Elseve, Purple Shampoo, care surprinzător nu îmi îngrașă părul, nu mi-l îngreunează. Pentru că v-am spus, eu am o problemă, am o dezbatere intensă cu Elseve-ul care îmi îngreunează părul. În afară de ăsta Move, mai există un singur șampon din gama lor, cea aurie din gama asta, care nu mi îngreunează părul. În rest, totul mi îngreunează părul, tot. Așa că, da, am fost puțin reticentă când l-am luat pe ăsta, dar pentru am scoate tonurile alea de cupru, de verzui din păr, este ok. Eu nevrând să ajung la un blond platinat. Dacă vreți să ajungeți la un blond platinat, la un blond rece, atunci bănuiesc că trebuie să-l folosiți, nu știu, odată la 2 utilizări sau la fiecare utilizare, voi știți, nu știu să vă îndrum în sensul ăsta, dar mie odată la 2 săptămâni mi este suficient. Deci asta în materie de șampon și balsam ce folosesc regulat. Recent am introdus în rutina mea și această spumă, care este o spumă diferită de ce v-ați imagina voi. Este o spumă balsam de păr. Este de la Milkshake. Asta este tot un produs pe care mi l-a introdus Eugenia, cu care mi-a făcut cunoștință Eugenia. Îi spune Moisture Plus. Se găsește și pe Notino și este practic un balsam din ăla leave-in pe care îl aplici pe păr. Este pur și simplu ca o spumă clasică de păr. Îl agiți, îl pui în palmă și îl pui pe păr ud. Deci părul trebuie să fie scurs bine. Îl țin de obicei cam 15-20 de minute în prosop să se scurgă toată apa din el. Și când sunt gata de uscat părul cu fânul, îmi aplic ăsta pe lungime. Eu l-am aplicat astăzi, spre exemplu. Astăzi nu mi-am aplicat
balsamul ăsta. Aplic ăsta, nu aplic ăsta și când aplic ăsta, nu aplic ăsta. Pentru că-s prea mult pentru mine. Dacă aveți un păr uscat, un fir de păr gros, un fir degradat, s-ar putea să fie bune amândouă pentru voi. Dar pentru mine too much, ambele deodată, așa că le alternez. Și astăzi am folosit asta, spuma, și am aplicat-o așa de la ureche în jos, pe lungime, și după aceea mi-am uscat părul. Pe lângă faptul că are un miros absolut senzațional, e ușor așa vanilat cu nucă de cocos, e o chestie foarte fresh, așa de vară, foarte plăcut mirosul, lasă părul foarte moale fără să îl îngreuneze și nu este lipicios deloc. Uitați-vă cum trec degetele mele prin păr, nu este deloc lipicios, nu se electrizează, bonus, ceea ce este minunat, nu e greu, nu e îngreunat, nu îl îngrașă, nu, efectiv nu se simte. Din asta, dacă aplic mai mult în păr, chiar dacă mă clătesc foarte bine, îmi îngreunează firul de păr. Asta, în schimb, nu îl îngreunează. Și de-aia îmi place foarte tare produsul ăsta și de-aia cred că am să-l folosesc în continuare, pentru că se simte absolut super părul meu cu spuma asta. Dacă vă aduceți aminte, dacă ați văzut ultimul daily vlog, cel de la Brăila, vă ziceam că am încercat la Eugenia, tot la Eugenia, am încercat acel produs de laminare a părului, că eu acum am un trend. Eu neavând nevoie de laminare, că am un fir de păr, cum v-am zis, subțire și foarte lucios și nu are luminozitate, adică n-aș avea neapărat nevoie de laminare, dar am zis hai să încerc produsul ăsta. Și efectiv n-a făcut nimic produsul ăla pe părul meu. Da, deci efectiv mi se pare că n-a făcut nimic, v-am arătat și atunci în clip. E, în schimb, ăsta am senzația că face exact ce ar trebui să facă produsul ăla de laminare. Deci cam așa se comportă și îmi place foarte, foarte tare. Bun, asta se întâmplă cu părul meu cât este ud. După ce îl usuc, dacă am nevoie, eu nu pun protecție termică când îl usuc. O fi bine, n-o fi bine, nu știu, dar n-am pus niciodată și am supraviețuit. În schimb, protecție termică pun întotdeauna când îmi ondulez părul. În momentul de față o am pe asta de la Taft, Good to Be, sau o iau pe cea de la Gerovital, care este din aceeași gamă cu uleiul ăsta. Depinde de cum am chef, ambele sunt foarte bune. Dacă aveți nevoie, sunt foarte bune. Un produs în care cred foarte tare, mai ales în condițiile în care aveți părul lung și pe care l-am folosit ani de zile, în mod special pe ăsta, dar nu numai produse din gama asta, este uleiul de păr. Uleiul de păr folosesc întotdeauna după ce îmi coafez părul. V-am zis și astăzi, am dat un pic pe vârfuri așa, ca să că-l pusesem în coadă și mă gândeam că poate stă mai bine, dar s-a ciufulit aici. Întotdeauna când îmi fac bucle, aplic o pompiță, maxim două, de ulei din ăsta de finisare, pentru că face părul mult mai strălucitor și îl face să arate sănătos, fără să arate uscat, fără să arate scorțos, știți? Senzația aia de păr uscat, care se stă frizi în toate direcțiile, parcă te atacă când treci pe lângă el. Asta îl face să arate bine și mi se pare că hidratează și vârfurile de păr fără să le îngreuneze, adică intră foarte bine în firul de păr, îi dă luciu, îi dă luminozitate, dar nu îl îngreunează. Deci astăzi am aplicat astea două pe păr după șampon și părul meu este foarte ok. Când aplic ăsta, mai am, vă vine sau nu să credeți, încă mai am ăsta de la Chi, care bineînțeles are o tonă de păr pe el. Pe ăsta nu-l folosesc atât de des, l-am folosit până să-mi iau uleiul, dar acum că mi-am luat uleiul nu l-am mai folosit, dar îl mai iau cu mine când plec pe undeva, că e foarte bun. Ăsta este silicon lichid din punctul meu de vedere, adică eu așa îl văd pe ăsta. E silicon lichid pentru că are foarte mult silicon, dar cum v-am zis, eu am nevoie de silicon, adică dacă sunteți împotriva, nu știu, nu vă place, nu vă face bine siliconul, nu vreți să folosiți, vreți să mergeți mai pe green, mai pe eco-friendly, vă înțeleg. Dar eu personal am nevoie de silicon, că altfel, v-am zis, aparele țin cadrul în locul meu. Și atunci îmi place mult ăsta de la Chi, dar din asta trebuie să aplici foarte puțin, adică când spun foarte puțin, mă refer că o bobiță din aia de mazăre, mică, mică, mică de tot, e suficientă să-ți dai de aici în jos și de multe ori mai dau și pe aici ca să împotolesc antenele. Așa, ce mai folosesc? Ocazional,
acum nu-l mai folosesc atât de des pe cum îl foloseam înainte, este șampon uscat. Este același de la Batiste, din totdeauna sunt fană convinsă Batiste, nu știu. Am mai încercat câteva șampoane uscate și mi s-au părut niște fail-uri groaznice în comparație cu ăsta, așa că am rămas la ăsta. Probabil că o să mai încerc și altele pe viitor, dar nu mai sunt o utilizatoare atât de frecventă de șampon uscat. Aplic șampon uscat, de exemplu, dacă sunt în a doua zi și nu mi-am spălat părul și vreau să dau un pic mai mult volum aici la rădăcină, pentru că în momentul în care aplici șampon uscat, parcă îți dă și puțin volum, da? Nu mai așa de lipit părul de scalp. Și, sau dacă vreau un pic mai multă textură, sau depinde, nu am neapărat o regulă când aplic șamponul uscat, când e gras părul îl spăl. Da? Deci nu pentru asta folosesc cu precădere șamponul uscat, nu pentru păr gras folosesc șamponul uscat, ci mai degrabă pentru textură. Știu că sunt și spray-urile alea de texturizare și nu știu ce, dar încă n-am ajuns la toate. Am un spray ceva de texturizare care este o combinație între spray de texturizare și fixativ. Este ăsta tot de la Got2B, Schwarzkopf. Ăsta-l mai folosesc. Eu ne folosim fixativ de regulă, adică cum mă vedeți cu părul ondulat, nu folosesc niciodată fixativ, aproape niciodată, nu știu, n-aș putea să vă spun de ce, simt că îmi rezistă buclele suficient de bine și suficient de mult cât să nu am nevoie de fixativ și nu vreau să mai pun lipiciul ăla, că practic asta este un lipici în păr și asta îl face cumva să se mențină, să fie sănătos. Deci cu fixativul mai răruț și mâncă-i mai drăguț și mai puțin așa. Dacă îmi vreau așa și vreau să dau și textură, îl folosesc pe ăsta. Mai am foarte puțin, observ din el. Și cam asta ar fi în materie de produse. În rest, ce mai fac eu în ceea ce privește îngrijirea efectivă a părului, mai fac așa. Îl ondulez întotdeauna după ce l-am spălat, nu-l ondulez niciodată a doua sau a treia zi când este murdar. Foarte rar mi s-a întâmplat să fac treaba asta. Cred că de când îmi ondulez eu părul de vreo 7-8 ani, cred că de 3 sau 4 ori mi-am ondulat a doua zi când era părul relativ gras. Da? Și asta o să ziceți, bun, și ce are a face? Are a face pentru că nu-l degradează atât de tare. Nu știu de ce, dar am văzut că întotdeauna dacă ai produs în el, dacă este mai gras, se degradează mai tare atunci când îl ondulez sau când îl întinzi cu placa. Da? Prin urmare, eu îl ondulez numai imediat după spălare, când este curat. Și singurul lucru pe care îl aplic înainte este termoprotectorul. Nu ondulez niciodată fără termoprotector, asta este lege și niciodată, dar niciodată, mare atenție că știu că sunt multe fete care fac prostia asta, niciodată nu ondulez, nu aplic căldură pe el dacă am aplicat în prealabil fixativ. No way, nu, pentru că este o crimă și din simplu motiv că ăla e lipici, cum am zis, și nu faci decât să pui peste lipiciul ăla căldură și să topești lipiciul ăla care să se întindă pe firul de păr și să ți-l ardă, da? Deci nu. Niciodată nu fac chestia asta. În rest, sunt relativ basic, n-am adus cu mine aici, că l-am folosit mai devreme până să filmez, am folosit peria de păr, mă piaptă cu o perie de păr, da, mă perii, basically, mă perii, cu o perie normală, este cu o perie cu dinți din aia metalici, nu știu, apart, adică nu sunt pretențioasă, nu-mi iau un anumit tip de perie care să nu-mi rupă părul, care să... No. E perie să fie, adică nu suport piaptă, nu prefer o perie și să fie perie, da? Nu are per din aia, din păr de porc sau mai știu eu ce, că i-am electrizat, am avut odată o tentativă cu o perie din aia și mi-a electrizat îngrozitor de tare părul, prin urmare, nu. Așa, deci nu sunt mofturată în materie de perii. O perie care să fie ok, să fie decentă. Și ce mai fac este că mă perii destul de rar, adică pentru că părul meu nu se încurcă. Da, am avantajul că chiar dacă este decolorat la vârful, nu se încurcă și acum nu se încurcă și mă ajută chestia asta. Adică mă piaptă în dimineața, câteodată când am chef, și a doua zi, dacă mă mai piaptă. Adică eu mă piaptă destul de rar. Sunt foarte rare zilele în care mă piaptă de
3 ori pe zi. Adică, nu știu ce să vă zic, dacă e bine sau e rău, pentru mine funcționează. Adică, fiecare aici trebuie să-și facă rutina și să-și o calibreze în funcție de nevoile pe care le are. Nu spun că e bine sau e rău, pentru mine e bine, pentru voi decideți voi. Acum, hai să vă arăt ce tool-uri folosesc, care sunt aceleași de acum 7 ani. Sunt aceleași. Începem cu cel mai uzat și abuzat dispozitiv dintre toate și dacă l-ați vedea cum arată pe aici, că s-a topit plasticul efectiv, de la câtă căldură a putut să emane și dacă ați vedea că s-a... Unde era, mă? Stați așa. A, pe aici. S-a mâncat tot. Este fernul ăsta de la Remington, pe care l-am de 7 ani și încă funcționează, mă încălar. Mama, că te iubesc, nu mai pot. Deci dacă vreți ceva de încredere, pe lângă faptul că este foarte puternic, v-am zis, în 2 minute nici n-am ce face, nu mi-o suc super repede părul, mai ales că nu am mult și e scurt și subțire. Așa, deci este un fân foarte puternic, are particule din alea de ioni, are 3 trepte de căldură, este foarte, foarte, foarte bun și super rezistent, adică a trecut testul timpului. Dacă îl folosesc de 7 ani și încă merge, înseamnă că e bun. Da, am vorbit de fiecare dată, m-ați văzut de fiecare dată vorbind de ele, pentru că astea le folosesc, astea sunt produsele pe care le am și pe astea le folosesc și pot să jur că sunt geniale, cel puțin fönul ăsta din gama Remington Silk, că asta e gama Silk, asta roșie de la Remington, este divină, da? Deci, nu mai știu, când l-am cumpărat eu era vreo 300 de lei, acum cred că e mai ieftin puțin, merită. Credeți-mă că merită. Nu știu cum sunt alte uscătoare de păr de pe piață, că nu le-am testat, că dacă l-am pe ăsta, nu le-am testat, nu pot să zic că sunt bune sau sunt rele. Dar știu eu sigur că ăsta rezistă în timp. Dacă mi-a rezistat mie 7 ani, înseamnă și ăsta îl folosesc zilnic aproape. Adică sunt foarte rare dățile în care îl folosesc la 2 zile. Prin urmare, yeah, it's good. Al doilea, cel mai abuzat instrument de păr din colecția mea este acest ondulator de păr, tot din gama Remington, toate sunt Remington, așa să ne înțelegem. Ăsta este din gama Remington, dar este din gama asta argintie, care are ăsta de ceramică. Ăsta are cât? 23 de mm, cred, nu mai sunt sigură, dar oricum vă las un link de la el în descriere. La fel, super bun, l-am cumpărat și pe ăsta atunci când am cumpărat fönul și este genial. Cu ăsta îmi fac eu de obicei buclele, când vedeți că am buclele alea așa mai bici sau mai largi, așa, sau chiar și când sunt mai bine definite, cu ăsta îmi fac în general părul. Cât am avut părul scurt, și însemnând scurt, m-am văzut nevoită să trec la un ondulator mai mic pentru că ăla era prea mare și nu prea îmi plăceau cum arătau buclele și atunci am trecut la ăsta de 19 mm. Ăsta este negru, ceea ce te poate duce în eroare puțin că îți vine să pui mâna aici. Nu zic că n-am făcut chestia asta odată. Așa. Dar și asta foarte, foarte bun. Cu ăsta m-ați văzut când aveam părul mai scurt, când făceam buclele alea mai micuțe, așa, mai... spaghetti, așa, fiind mai micuț, ies buclele mai mici și mai strânse, dar foarte, foarte ok. Și ăsta, tot așa, corpul din ceramică, îl puteți folosi pentru că clema este din metal, puteți să-l folosiți atât cu clemă cât și fără clemă, că știți că sunt ondulatoarele alea fără clemă. Dacă e să mă întrebați pe mine, din toată experiența mea de aproape 10 ani de când mi-o ondulez părul, ce v-aș recomanda eu? Să vă luați un ondulator cu clemă și dacă vreți să-l folosiți fără clemă, puteți fără nicio problemă, adică nu vă încurcă cu nimic dacă vreți să-l folosiți fără clemă, că se încinge și clema foarte bine și puteți să îl faceți așa, de exemplu, că de asta, de exemplu, o să folosesc ondulatoarele fără clemă ca să vii să-ți faci onduleu până sus la rădăcina părului. Da? Deci nu are sens să vă luați și ondulator cu clemă și fără clemă. Eu nu văd rostul unei cheltuieli în plus, așa că dacă ies să mă întrebați pe mine, eu v-aș zice luați-vă ondulator cu clemă, că îl folosiți și cu clemă și fără clemă și buclele ies diferit și aveți mai multe opțiuni. Ultimul și cel mai nefolosit tool din arsenalul meu este placa de păr, tot de la Remington, care are plăcile din ceramică, este din aceeași gamă cu ondulatorul mare, ondulatorul gros.
Asta am luat-o înaintea celorlalte, pentru că îmi imaginam eu că o să fiu foarte genială în a face bucle cu placa, ceea ce nu a ieșit. Mi se pare că mi-o suc părul mai tare dacă fac bucle cu placa, așa că am renunțat la ideea asta de a-mi face bucle cu placa, prefer să-mi fac bucle cu ondulatorul. Pe asta am folosit-o mai mult acum când am avut părul scurt, când îmi îndoiam vârfurile, îmi făceam ceva de genul ăsta, doar că acum stă în mod natural pentru că l-am prins în hop. Înainte ondulam vârfurile în interior, pentru că avea o tendință să stea în toate direcțiile. Deci, mult surprinzător, după vreo 7-8 ani, de-abia acum a fost mai folosită, dar asta am folosit-o foarte puțin și de regulă nu-mi îndrept părul foarte des, pentru că dacă îl usuc cu fenul, stă relativ drept. Eu, la bază, fiind ondulat, am un păr așa ondulat, nu creț, sub nicio formă nu e creț, este wavy, ca să zic așa. Dacă vă uitați la primele mele clipuri de pe canal, știți despre ce vorbesc, adică acolo nu aveam părul ondulat și se vedea că era așa natural, avea niște onduleuri naturale, dar dacă îl usuc cu fenul, se lasă, se întinde și nu văd de ce aș mai băga placa în ăsta. Adică, na, în cel mai repede îmi fac bucle decât să bag placa. Da, și cam asta a fost cu clipul de astăzi. Spuneți-mi dacă mai aveți întrebări, dacă am omis ceva, spuneți-mi voi, dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o și să veniți pe Instagram, că vă aștept acolo în fiecare zi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!